Salutare, prieteni! Sunt Stellarium și o să vă prezint episodul de astăzi despre 8 culturiști falși neobișnuiți. Aveți în descriere și canalul meu, iar dacă nu sunteți deja abonați, vă aștept și acolo cu mare drag. Să începem! Mulți oameni visează să aibă mușchi impresionanți, la fel ca Arnold Schwarzenegger. Unii petrec zile, chiar nopți în sala de forță, încercând să ajungă la nivelul culturistului menționat anterior, în timp ce alții pur și simplu își editează fotografiile de pe rețelele de socializare. Însă cei mai răi sunt cei care folosesc alte căi pentru a-și atinge obiectivele. Astăzi vom vorbi despre oamenii care folosesc medicamente pentru creșterea masei musculare, dar care în același timp au un impact negativ asupra sănătății lor. Câteodată aceste experimente asupra corpului pot sfârși tragic, însă acest risc nu îi împiedică pe cei care vor să obțină mușchi uriași fără prea multe eforturi. Haideți să trecem direct la subiect. Romario Alvarez. Romario Alvarez plănuia să își construiască o masă musculară normală atunci când s-a dus pentru prima dată la sala de fitness, însă nu și-a imaginat niciodată cum va arăta în viitorul apropiat. 6 luni mai târziu, creșterea în greutate sistematică și ridicatul halterelor a schimbat forma corpului său. Însă cu toate acestea, Romario nu a văzut rezultatele ca fiind foarte semnificative. El vedea la sala de forță tipi musculoși cu bicepși uriași. Aceștia i-au spus lui Alvarez despre sintol, o substanță compusă din grăsimi și analgezice. Aceasta se injectează adânc în mușchi, de unde se întinde între ligamente și fibrele musculare. Drept rezultat, cu cât e injectată mai multă substanță, cu atât va crește masa mușchiului respectiv. Însă partea rea este că doar 30% din acest produs este absorbit de către corp. Restul de 70% rămâne în mușchi între 3 și 5 ani, pentru că se descompune extrem de lent. În general, nu ajută corpul cu nimic, să nu mai vorbim de posibilele afecțiuni ale nervilor și alte complicații pe care le provoacă această substanță. Primele injecții cu această substanță pentru creșterea musculară bazată pe uleiuri au avut efecte vizibile asupra corpului lui Romario. Cu toate că mușchii trapezi și bicepsi și bărbatului au început să crească în mod disproporționat față de restul corpului, el pur și simplu nu se oprea din a-și administra sintol. Fiecare injecție nouă îi făcea mușchii din ce în ce mai tari, până când substanța din interiorul mușchilor săi parcă s-a transformat în pietre care, la fel ca niște rădăcini, s-au răspândit în umeri și antebrațele bărbatului. Romario nu arăta deloc bine și uneori copiii se speriau de el pe stradă. Injecțiile regulate din mușchii săi au declanșat procese ireversibile și doctorii se temeau că acest lucru va duce la amputarea membrelor sale. Însă, din fericire, eliminarea sintolului depozitat în mușchii săi a fost suficient, iar după operație, medicii i-au interzis bărbatului să mai folosească vreodată medicamente pentru creșterea masei musculare. Alvarez a încetat să folosească sintol în 2013. Suror Sultan. Potrivit paginii sale de Facebook, el s-a născut și a crescut în Abu Dhabi, unde deține o sală de forță. Pe scurt, iubește sporturi, inclusiv culturismul, desigur. Are o diplomă în psihologie și se autoproclamă avocatul animalelor. El iubește pisicile și se consideră un tip foarte de treabă. O persoană care nu frecventează cluburile, nu consumă alcool și nu are niciun viciu, însă e foarte greu să credem toate acestea. Poate că preferă într-adevăr să-și petreacă majoritatea timpului acasă, citind o carte alături de pisicile sale. Însă e foarte puțin probabil ca bărbatul să aibă această masă musculară fără să folosească produse speciale. Desigur, suror trebuie să fi depus foarte multă muncă ajutându-și mușchii, însă privind imaginile, corpul său arată la fel de disproporționat cu al oricărui alt culturist, care abuzează de produse pentru creșterea masei musculare. Valdir Segato. De obicei, tinerii sunt cei care își doresc mușchii artificiali, însă se pare că și bărbații în vârstă sunt interesați de același lucru. Valdir Segato, care are peste 50 de ani, a abuzat mulți ani de injecțiile cu sintol, în ciuda riscului de accident vascular cerebral sau al infecțiilor. Acest culturist din Sao Paulo spune că a fost inspirat de Arnold Schwarzenegger și de alte caractere, cum ar fi Hulk. El se mândrește atunci când este numit monstrul. În urmă cu 3 ani, el a fost avertizat că riscă amputarea brațelor, însă nu s-a temut de posibile leziuni musculare. În plus, bărbatul postează imagini și videoclipuri cu el pe rețelele de socializare. Toate aceste lucruri pentru că Segato era foarte slab în tinerețe. Inspirat de alți culturiști pentru a-și schimba stilul de viață, el a devenit membru al unei săli de forță acolo unde a fost încurajat să folosească sintol în scopul creșterii masei musculare și ca toți ceilalți nu s-a mai putut opri. Justin Jetlica. Justin arată ca o păpușă umană, însă nu este nicio surpriză în asta. Aproape întregul său corp e rezultatul muncii chirurgilor plasticieni. În timpul vieții sale, bărbatul american în vârstă de 39 de ani a suferit numai puțin de 700 de operații. Nici măcar nu ne putem imagina cât de mult a costat.
Justin nu s-a oprit după prima sa operație de rinoplastie. Își dorea un corp perfect. Atunci când și-a pus implanturi cu silicon în mușchii pectorali, aceștia atrăgeau prea multă atenție. Bicepsul și tricepsul său arătau patetic pe lângă pectoralii umflați. Orice persoană normală s-ar gândi să meargă la sala de fitness pentru a-și mări masa musculară, dar dacă ar exista o altă soluție? Cu ajutorul la câteva mii de dolari, el a plătit pentru alte implanturi și astfel a obținut corpul perfect, cel puțin din punctul său de vedere. Mustafa Ismail. Nu e întotdeauna posibil să demonstrăm că o persoană se folosește de substanțe interzise pentru a-și crește masa musculară, iar un exemplu excelent este Mustafa Ismail. Uitându-ne la brațele sale, nu putem crede că aceste rezultate pot fi atinse exclusiv prin antrenament și dietă, pentru că pur și simplu acești mușchi sunt uriași. Corpul său nu arată natural. Cu toate acestea, Ismail este în cartea recordurilor pentru cei mai mari bicepși din lume. Însă atunci când această informație a fost făcută publică, oamenii au fost revoltați. Scandalul a fost atât de mare încât Ismail s-a dus în Japonia, unde a fost supus unei examinări medicale complete pentru a dovedi că mușchii săi sunt reali. Pe baza rezultatelor testului, care a constat într-un RMN complet și o scanare cu ultrasunete a brațelor sale, medicii au concluzionat că nu există nicio urmă de implanturi sau substanțe ilegale. Însă nimeni nu știe la ce clinică sau ce doctori au făcut aceste examinări. În orice caz, este o poveste bizară. Cu toate că recordul încă e înregistrat în cartea recordurilor, oamenii se îndoiesc în continuare de autenticitatea bicepșilor lui Ismail. Apropo, atletul a recunoscut că s-a bazat pe hormon de creștere și vaccinuri cu testosteron la începutul carierei. Jorge Kawagi. Omul de afaceri și politicianul mexican Jorge Kawagi reprezintă un caz particular în istoria boxului, dar nu pentru că este un atlet bun. O singură privire asupra lui Jorge este suficientă să ne dăm seama că arată ca o păpușă. El are implanturi de silicon în mușchii pectorali, biceps și a suferit de asemenea numeroase intervenții chirurgicale faciale. Toți mușchii săi sunt falși, în plus, mass media și fanii boxului mexican sunt siguri că fiecare luptă în ring la care a luat parte afaceristul a fost regizată. Jorge însuși a susținut că a început să boxeze de la vârsta de 8 ani, dar dacă îl vezi în acțiune va fi clar că ceva nu este în ordine. De-a lungul carierei sale de amator, Jorge a participat la 43 de lupte fără să fie învins. El a luptat de asemenea împotriva unor luptători necunoscuți, însă totul este doar o coincidență, nu-i așa? Greg Valentino. Ca în orice alt sport, există staruri pe scena culturismului, la fel cum totodată există și oameni mai puțin populari, ca să spunem așa, iar unul dintre ei este Greg Valentino. El este acuzat de crearea unei imagini proaste pentru culturism din cauza fraudei, prostiei, antipropagandei și multe alte păcate săvârșite. Greg este unul dintre puținii culturiști care nu a vrut niciodată să aibă o carieră sportivă profesionistă. Inițial, culturismul era doar o metodă cu ajutorul căreia a scăpat de insecuritatea adolescenței. La vârsta de doar 16 ani se putea lăuda cu brațe puternice care aveau o circumferință de 49 de centimetri. Iar apoi, într-o perioadă de 10 ani, a reușit să-și crească bicepsul până la 53 de centimetri. Însă acest progres nu a fost suficient pentru a satisface capriciile lui Greg. Într-o bună zi, unul dintre prietenii săi a văzut rezultatele obținute și i-a recomandat să-și mărească masa musculară folosindu-se de medicamentația potrivită. La început, Greg a folosit vitamine normale, dar curând a adăugat la dieta sa steroizi, anabolizanți și diferite injecții. De la un atlet care arăta destul de bine, începuse să se transforme într-un monstru cu mâini butucănoase. Arlindo de Souza. El locuiește în orașul brazilian Olinda, are 48 de ani și practică culturismul de mult timp. Bărbatul chiar a încercat în trecut să-și crească masa musculară folosind metode tradiționale. Efectele administrării medicamentelor potrivite au fost uimitoare. Amintindu-și prima injecție pe care a făcut-o acum câțiva ani, Arlindo spune că s-a simțit puțin amețit și a avut dureri ușoare, însă nu s-a întâmplat nimic rău. În schimb, mușchii săi au crescut nebunește și culturistul a decis să continue tratamentul. Totuși a existat și un efect secundar. După cum se întâmplă de fiecare dată, umflăturile provocate de mușchii artificiali au rămas constant pe corpul său, chiar și atunci când era relaxat. Din păcate, ce s-a întâmplat a fost ireparabil. Unul dintre prietenii lui Arlindo a murit după o serie de injecții periculoase. A fost un șoc imens pentru culturist, așa că a decis să-și folosească voința și în cele din urmă s-a oprit din administrarea steroizilor. Apropo, spre deosebire de alții, Arlindo nu a renunțat la antrenamentul zilnic atunci când a decis să folosească medicamentația potrivită. El și-a păstrat rutina obișnuită, iar adăugarea substanțelor a făcut ca rezultatele obținute să fie mai proeminente. Dar din păcate, medicii locali care l-au consultat pe Arlindo au refuzat să-l ajute în vreun fel.
se temeau să-și asume o asemenea responsabilitate și, prin urmare, bărbatul a fost nevoit să se mențină în formă, fără nicio injecție și să spere pentru cei mai bine. Totuși, el a devenit o celebritate locală și, în ciuda aspectului ciudat al mușchilor săi, este destul de popular printre doamne. Acesta a fost videoclipul meu, dacă v-a plăcut, nu ezita să vă abonați. Mi-am creat și un cont de Patreon unde deja mă susțin câțiva oameni cărora aș dori să le mulțumesc din suflet. Aveți un link în descriere dacă sunteți interesați. De asemenea, mai jos găsiți și conturile mele de Instagram. Hai cu un follow și acolo. O zi superbă vă doresc tuturor!